Edison Ray. Doamne ferește. Mă urmărești. Pur și simplu sunt în șoc. Cum poți să zici? Era foarte bolnavă. Dar nu-mi vine să cred. A murit. Hei, salut, eu sunt Andreea și acesta este un nou vlog pe canalul meu. Astăzi, cum să zic, nu trebuia să fac un vlog. Astăzi pur și simplu stăteam în fața oglinzii, mă machiam, îmi făceam părul și eram gata să fac TikTok-uri. Am filmat, apropo, câteva TikTok-uri. Iată câteva TikTok-uri pe care deja le-am postat cu această coafură. Nu întrebați ce am în păr. Pur și simplu uitați-vă la TikTok-uri. Dacă vreți să vedeți toate TikTok-urile pe care le-am postat astăzi, puteți să intrați chiar acum în linkul din descriere sau să mă căutați pe TikTok. Mă numesc Andreea liniuță jos Bostanica. Da, cam așa. Apropo, îmi doresc foarte mult ca acolo să ajungem la 800.000 de urmăritori, deci dacă tu vrei să fii persoana care o să mă urmărească atunci când o să am 800.000, aveți link în descriere, mulțumesc, vă iubesc, sunt de cei mai tari. Și da, astăzi, cum am zis, nu trebuie să filmez vlog și nici măcar nu știu dacă o să apară acest vlog, așa că dacă vlogul o să apare, wow, vezi acest vlog. În fine, stăteam și mă aranjam și îmi vine un mesaj pe Instagram. Îl ignor pentru că eram ocupată. Îmi vine al doilea mesaj și zic ok, stai. Îmi vine al treilea, al patrulea mesaj și zic gata, trebuie să intru pe Instagram. Am intrat pe Instagram și acolo văd că mi-a scris Edison Ray. Stați un pic să-mi aduc telefonul. Mi-a scris Edison Ray, oameni buni, adică vouă vă vine să credeți așa ceva, gen eu pur și simplu stăteam pe Instagram, dar da, ați auzit bine, Edison Ray, de pe TikTok. Este cea mai populară persoană de pe TikTok, ok, după Charlie. Apropo, scrieți în comentarii dacă voi sunteți fan Edison și dacă sunteți fan Charlie, spuneți-mi în comentarii de cine vă place mai mult, de Edison sau de Charlie. Haideți să facem în comentarii o bătălie între Edison și Charlie și să vedem de cine vă place vouă mai mult, de Edison sau de Charlie. În fine, aici avem telefonul meu, de pe care o să vă arăt cum... Apropo, aceasta este pagina mea de Instagram, mă numesc Andreea Bostanica, așa că foarte, foarte mulți din voi îmi scrieți Andreea, vreau să vorbesc cu tine pe Instagram sau pur și simplu dacă vreți să mă întrebați ceva, să știți că eu pe Instagram încerc să răspund la cât mai multe mesaje, de la voi, așa că vă las chiar aici pagina mea de Instagram, vedeți aici cum mă numesc și desigur linkul din descriere. Am aici de asemenea foarte multe clipuri interesante, poze interesante cu mine, așa că intrați, inimioară și puteți să-mi scrieți și mesaje, chiar să încerc să răspund. Și plus la asta aici postez story zilnice în care vă arăt pur și simplu rutina mea, ceea ce fac eu, ce mi se mai întâmplă în viață, așa că, da, urmăriți pe Instagram. Deci, stăteam eu pe Instagram și îmi vine un mesaj, pur și simplu, stați să vă arăt, Edison, revin când găsesc mesajele. Așa. Bună, adică hello, sunt Edi, mi s-a șters contul, te rog, fă-mi o promovare, te implor. Am văzut acest mesaj și am zis că trebuie să filmez prostia asta. Sincer, eu chiar sunt curioasă. Persoanele care fac conturi fake, cu Edison Ray, cu Charlie, cu cine mai era, Ariana, Selena Gomez, voi chiar credeți că cineva crede că voi sunteți Edison Ray, gen... Adică, nu știu, mă gândesc și eu, cât am trebuit să ai ca să faci așa conturi? Nu vreau să insult pe nimeni. Edison Ray fake. Dacă tu ești la acest vlog, bună, te salut, îți mulțumesc că mi-ai scris, dar știu că nu ești Edison Ray. În fine, haideți să-i răspundem. Acceptăm. Mi-a scris cu o oră în urmă aproape, așa că o să mi-ai scrim acum. Bună, stai, nu pot să cred. Tu ești Edison Ray? Și mi-a dat deja sin. Oh my god, nu credeam că o să-mi dea atât de repede sin. Apropo, ce părere aveți de părul meu în acest videoclip? Scrieți-mi în comentarii, vă place? Dacă vreți să vedeți look-ul meu cu aceste chestiuțe, puteți să intrați chiar acum pe contul meu de TikTok și să vă uitați și să-mi spuneți dacă vă place. O să-mi fie foarte, foarte plăcut. Hei, mă bucur că mi-ai răspuns. Oh my god, hai să întrebăm prima întrebare care mă macină de fiecare dată. De ce vorbești limba română?
română. Știți? Eu am impresia că persoanele care fac grupurile astea, nu grupurile, accounturile astea de Edison Ray, Charlie D'Amelio, sunt urmăritoare de-ai mei, nu știu, pentru că de ce vorbește română? Adică chiar este greu să intre pe Google Translate și să zică hello? Păi știu mai multe limbi. Wow! Ești poliglot. Și ce limbi știi? Și ce limbi mai știi? Hai să întrebăm, știi? Apropo, scrieți-mi în comentarii și română. Da, știi, și română, și engleză, și de toate. Vreau să vă întreb pe voi în comentariile acestui vlog să-mi scrieți câte limbi știți voi. Eu știu română. Cum de? Știu limba rusă și învăț engleza, franceză la școală. Normal că nu le știu la fel de bine ca rusa și engleza, ca rusa și română, dar engleza și franceza, da. Okay. Dar nu prea bine o știu. Bine de știut. Bine de știut. Și cum ți s-a spart contul? Că eu văd că postez story și totul e în regulă. Hey Edison, vroiam să-ți spun că eu te urmăresc pe story de pe contul tău oficial și am văzut că Edison Ray pune story. Înseamnă că tu ești un fake. Sunt foarte curioasă ce o să zică. Așa. Dar mi l-a spart. OMG, cum? Cine? Cine? Cine ți l-a spart, Edison? Uitați-vă, are cont de 0 abonați. Gen, 0 abonați. Adică se vede că e cont fake. Dar ok, hai să ne facem că nu vedem. Edison, te rog, acceptă-mi solicitare. Edison, te rog. Mă bucur că mă urmărești. Păi, acceptăm cererea. Oh, i-am scris greșit. Nu contează, vorbesc că zis un fake. Oricum, ea știe engleza mai bine. Hai să scriem în engleză. Sau, de fapt, hai să așteptăm să ne accepte cererea. Te rugăm, Edison, acceptă-ne cererea. Are 6 postări. 6 postări. Sunt foarte curioasă și uitați-vă, are o poză cu ea. Vedeți aici, are poza asta de când era blondă. Apropo, vă, cum vă plăcea mai mult? De Edison când era blondă sau de Edison când, cum e acum? Mie, sincer, îmi plăcea mai mult când era blondă, dar oricum o ador. Și cea mai pusă întrebare, cred că în toate vlogurile mele, vă, de cine vă place mai mult? De Edison sau de Charlie? Oh, ați auzit asta, nu? Te rog, acceptăm cererea. Edison mi-a acceptat cererea. Oh my god, uitați, Edison Ray mă urmărește, sau nu mă urmărește, nu mă urmărește, dar nu contează, o urmăresc pe Edison Ray, oh my god, în fine, haideți să comparăm contul ăsta, uitați-vă la el, gen, se vede clar că e cont fake, cu contul, hai să vedem, cu contul e adevărat, deci uitați-vă, dovada că asta nu e Edison Ray, Edison... O, doamne, am spus greșit. Uitați-vă, contul ei oficial are 35,200 de milioane de abonați. Și uitați-vă, a pus astăzi și story, deci e ea. Este ea clar, gen se vede. Uitați-vă. În fine, nu contează. Ne-am dat seama că aia nu e Edison. Mi-a scris mesaj. Andreea Bosnănică, poți să-mi faci o promovare? Hai să spunem... Păi, tu ești fake. Cum să-ți fac promovare? Sunt sigură că acum o să se supere pe mine. Ba nu. Ba da. Hai să vedem ce poze are. Prima poză e cu Charlie. Oh my god! Prima poză e cu Charlie. Și a scris aici... Eu și BFF. Eu și BFF. Ok. Eu la piscină și a pus o poză cu ea la fel, când era blondă. Învățăm să citim cu Andreea Bostanică. Mi-am luat telefon nou, fraților. Și-a luat telefon nou, Edison. Și ultima poză, bună. Au, mai are poze, scuze. Nu știam că are atât de multe poze. Are o poză cu ea deja când s-a vopsit. Uitați-vă, cum vă place mai mult? Așa sau așa? Scrieți-mi în comentarii.
Și ultima poză, doamne, ce cu poza asta? De ce e atât de necalitativă? Eu blondă. Ok. Cineva mi-a spart contul cu mulți abonați și emoji. Doamne, ce a fost asta? Și emoji. Enervați. Sunt adevărată. Dacă ești adevărată, ești adevărată, spune-mi cine este iubitul tău. Apropo, iubitul este Bryce, nu știu cum se pronunță, în general nu prea știu, dar știu că e ceva cu B, deci cred că îl cheamă Bryce. Fanii lui Edison, scrieți-mi cum îl cheamă. Așteptăm să ne răspundă. Între timp, eu vreau să vă spun vouă ceva foarte important. Puteți să mă urmăriți chiar acum pe pagina mea de Instagram, să știți că chiar acum o să intru la mine în mesaje. Uitați-vă, intrăm în cereri și răspundem la câteva mesaje. Așa, primul mesaj. Scuze că ți-am trimis atâtea mesaje, dar nu prea știu cum să știu. Așa, acceptăm mesajele și îi scrim bună și îi punem inimioare, ce scumpică. Așa, mi-a trimis un clip de pe mine de pe TikTok, ce drăguț. Intrăm mai departe, mi-a scris Raul, hai să-i răspundem și lui Raul, pentru că eu încerc să răspund zilnic la cât mai mulți abonați. Mi-a scris! Eu încerc să răspund zilnic cât ori mai mulți abonați, îi scrim și lui, salut! Așa, intrăm mai departe, uitați-vă, iarăși un fanpage, doar că ăsta deja e fanpage. Please, pe 1 decembrie și de un an încerc să mă bagi în live și nu mă bagi. Hai să-i scrim bună. O să încerc neapărat. O să încerc. Deci scriu doar cu o mână. Neapărat să te bag data viitoare în live. În live. Așa. Și haideți să răspundem și la un ultim mesaj prin random. Mi-a scris Mihai Oraru, ce faci? Și noi scriem că bine, o inimioară, așa mi-a scris, văd că aici este de fapt o fetiță, da, este Mihaela sau nu știu. În fine, uitați-vă că am răspuns la câteva mesaje și să știți că neapărat după ce o să sting acest vlog o să încerc să mai răspund. Așa că dacă vreți să vorbiți cu mine pe contul meu de Instagram, dacă vreți pur și simplu să mă întrebați ceva sau să vorbim, tot ce puteți să faceți, tot ce trebuie să faceți este să intrați chiar acum pe contul meu de Instagram, mă numesc Andreea Bostanica. Uite așa arată contul meu, îl aveți chiar aici, am 449.000 de abonați, deci tu poți să fii următorul meu abonat și... L-ați auzit, da? Și tu poți fi următorul meu abonat care o să facă parte din familia mea de bostonei. Așa că, da. Și de asemenea puteți să intrați, să dați și like, uitați-vă, eu o să-mi dau singură like. Ok, nu o să-mi dau singură like, nu sunt atât de narcisistă, dar în fine, uitați-vă aici, poze noi, intrați, like, o să fie foarte plăcut. Mi-a scris Eddie Sarei. De ce nu răspunzi? Acum nu am iubit, ne-am despărțit. Uitați-vă că Edison nu este corectă, pentru că eu știu că ea cu Bryce încă se întâlnește, deci... Edison, îmi pare rău, dar nu, încă te întâlnești cu Bryce, deci... Haideți să scriem, uite, chiar îți fac promovare, chiar o să îți fac o promovare dacă o să mă suni, ca să-mi dovedești că ești tu, ca să mă suni... Pentru a-mi dovedi că ești tu. Mersi, ești o drăguță! Hai să vedem, hai să sunăm, ok. O sunăm pe Edison Ray! Oh my god! Bună, Edison! Hey! O sunăm pe Edison Ray, oh my god! Sunt atât de emoționată. Nu contează că nu sunăm chiar pe ei, dar oricum. Îmi pare rău, dar sunt ocupată. De ce ești ocupată? Nu înțeleg. Vrei promovare sau vrei să vorbești cu mine sau de ce nu-mi răspunzi? De ce? Ce anume faci? Fac TikTok. Faci TikTok? Păi și nu poți să vorbești cu mine un minut? Păi și nu poți să vorbești cu mine... un minut. Uitați-vă, Edison e un pic ocupat, nu poate să vorbească cu noi.
foarte, foarte trist. Hai să o întrebăm. În fine, tu ce mai faci? Tu ce mai faci? Ce ai mai făcut astăzi? Pe lângă că ai creat un cont fake în care să vorbești cu mine. Ok, asta nu-i scrim, asta doar... Asta vă zic doar vouă. Asta nu-i scrim pentru că mai târziu vorbim. Păi eu vreau acum, Mai devreme, azi am fost la o înmormântare. Unde mă? La o mormântare? Mi-au căzut și lacrimi. Bine. Ce? Dar cine a decedat? Știi cine a murit? Doamne, vorbim aici de murit. Doamne, ferește. Hai mă. Cine? Eu sper că glumește acum, nu? Sper că nu o să zic bunelul sau bine. Sper că e o glumă, dar oricum... Fake-ul lui Addison Rae este, da, este ceva interesant. Vreau să fac așa la păr, dar nu pot pentru că am agrafe. E ciudat. Așteptăm să vedem cine a murit. Uiteți, v-am scrie alt fanpage de-al lui Addison. Și eu te iubesc, puiuț. Ce drăguță e. Așa, prietena mea, Charlie Domnil. A murit. Doamne ferește! Dar cum poți să zici așa ceva? Nu înțeleg. Ce imaginație trebuie să ai? Ce psihopat să zici că a murit Charlie? Doamne! Doamne ferește! Chiar așa? Azi au mormântat-o. Hai să-i scrim așa. Nu e adevărat. Adevărat. Dacă ar fi fost adevărat, i-aș fi Dumnezeu să o ierte, dar nu e adevărat. Charlie a postat azi TikTok, hai să zicem. Addison, fake, îmi pare rău, dar Charlie a postat azi TikTok, deci nu e adevărat. Apropo, eu sunt curioasă, ea este abonata mea? Dacă mi-a zis mai în sus, Andreea Bostănică vorbește... A, Andreea Bostănică, fă-mi o promovare, înseamnă că da. La știri azi au anunțat... Serios? Și la ce știri au anunțat? Acum să zic că la știrile din America, iar eu sunt din Moldova, yay! Așa că noi cei din România și Moldova o să aflăm peste câteva zile că Charlie a murit, deci, da. Doamne ferește, ce prostii! Ba da, hai să-i scrim ba nu! Doamne. Uitați-vă, scrie aici ceva foarte lung pe un canal de YouTube. Hai să-i scrim ba nu! Ok, mi-a dat sin și văd că nu mai răspunde la mesaje. Addison Rae... deci n-am ce să zic. Deci eu mor aici, efectiv. Mi-a mai scris acum mesaje, deja au trecut câteva minute după ce am stins camera și mi-a scris. Era foarte bolnavă și inima ei nu a rezistat. Așa au spus la știri. Și noi am fost cele mai bune prietene. Tu doar știi, ne urmărești. De ce nu răspunzi? Faci o promovare? Adică prietena ta moare și tu vrei să-ți fac promovare? Răspunde, te rog. Ce? Da, dragii mei, dacă v-a plăcut acest vlog foarte, foarte ciudat, foarte scurt și foarte ciudat X2, pentru că chiar e foarte ciudat, eu sincer nu vreau să filmez acest vlog, mă gândeam că în general eu făceam TikTok-uri, dar după ce am primit mesaje de la Addison Rae, am zis că neapărat trebuie să filmez asta, așa că da, eu sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost așa, nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri, nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, aveți link-ul în descriere. Acolo vreau foarte mult să vorbesc cu voi, așa că dacă vrei să vorbești cu mine, mă găsești acolo. Sau dacă pur și simplu vrei să mă urmărești, să vezi ce fac zilnic, ce fac la școală, ce mănânc, ce fac, pur și simplu cum mai locuiesc eu pe fața pământului, ai link-ul în descriere. Și de asemenea, nu uitați că mai avem foarte, foarte puțin și o să facem 800.000 pe TikTok, așa că dacă vreți să mă urmăriți și pe contul meu de TikTok, mi-ar face mare, mare plăcere ca tu să mă urmărești. Eu sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost așa, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar cum a fost a voastră, Andreea Bustănică și coafiura mea minunată cu, cu aceste floricele în păr. Eu vă pup! Pa, pa!